de astăzi vreau să vă arăt cum îmi aranjez eu părul cu peria rotativă. Vedeți că părul este ud, așa, umed. Bine, l-am ținut în prosop cât timp m-am machiat și ce am mai făcut eu ca să se absoarbă apa aceea din el și a rămas așa, după cum vedeți. Ce o să fac acum? O să folosesc acest lapte de la Balea. Este un lapte hidratant pentru păr. Îmi place să-l folosesc până așa câte, nu știu, o jumătate de pompiță și o să îl aplic la vârfuri așa pentru un plus de hidratare, dar doar la vârfuri, pentru că dacă mă duc el spre rădăcină o să mi se, oricum mie mi se îngrașă părul destul de repede și dacă mă duc cu el spre rădăcină se îngrașă și mai repede. După cum vă ziceam, în acest clip o să vă arăt cum mi-aranjez eu părul cu peria rotativă. Nu pot să spun că fac treaba asta destul de des pentru că aleg să-mi protejez cumva părul și să folosesc cât mai puțină căldură pe el. Dar da, câteodată mai apelez și la asta. Peria rotativă pe care eu o am este aceasta de la Rowenta. Vine cu două chestiuțe din astea. Se numește Rowenta Brush Active Nano Smart. O am de, nici nu mai știu, cred că de vreo 4 ani, cred că de vreo 4 ani și vreau să vă zic că periile acestea arată impecabil aproape, adică nu s-au deteriorat perii ăștia, vedeți? Arată bine, nu s-au stricat, nu s-a întâmplat absolut nimic. Așa, și după cum v-am zis, am aplicat loțiunea aceea hidratantă și ce o să fac acum va fi să-mi usuc părul așa, mai mult la rădăcină și o să folosesc așa treaba asta, fără vreo perie din aceea. Și de obicei eu folosesc care aici, vedeți, mai multe trepte de căldură, 0, 1, bine, 0 e închisă, așa, treapta 1, treapta 2 și aer rece. Aerul rece nu e chiar, nu pot să zic că e un aer așa rece-rece, adică nu e un aer chiar de polul nord, dar îl mai folosesc toată la sfârșit. O să vedeți, oricum o să vă arăt. Și acum o să-mi usuc rădăcinile. Eu de obicei încerc să folosesc, nu știu, treapta de căldură cât mai mică ca să nu deteriorez părul. Indicat ar fi să folosiți și un ser din acela pentru, sau un produs pentru protecție termică, dar eu cum nu am în secunda asta în casă, o să, da, din păcate va trebui să sacrificăm părul astăzi. Deci da, o să-mi usuc acum părul la rădăcină. Îl las așa, cred că la treapta 1, să vedem cum. Când îmi usuc părul, bine, acum nu pot pentru că e foarte ciudat și n-am nici loc pe aici. De obicei când îmi usuc părul, mi-l usuc cu capul așa în jos, pentru un plus de volum, pentru că părul meu, după cum vedeți, abia l-am spălat și e drept, e destul de pisicos și lipsit așa puțin de volum. Și da, câteodată îl usuc așa cu capul în jos și încep să-l usuc de aici, de la ceafă. Dar acum ne descurcăm așa cum putem. Bun, acum că l-am uscat numai așa ud-ud, vedeți că la rădăcină e cât de cât uscat, dar pe vârfuri l-am lăsat umed. O să încep să îl usuc așa pe porțiune acum cu peria și o să iau o parte așa mai mare din păr, uitați așa, pe care o să o prind, aveam aici o chestie, așa, o să o prind cu un cleștișor din acesta, aici, pac, așa, ups, stai prietene, mă tot uit în jos pentru că acolo pot să văd mai bine ce fac, așa, și o să atașez peria, vedeți că aici are un buton, pac, pac, acum, așa, și de obicei folosesc prima dreaptă de căldură atunci când folosesc peria. Și, un minus aș putea să zic la această perie este că trebuie să ții atunci, adică rotațiile pornesc în momentul în care tu apeși, vedeți, butoanele astea, dacă nu le apeși, nu. Și asta e puțin deranjantă, dar în rest nu am probleme. Și fac așa.
vreau șuvițe mai mari, dar acum, ca să pot să arăt mai bine, am luat o șuviță din asta mai mică, așa. Mie îmi place să iau șuvița așa de la rădăcină, ca să ofer puțin volum părului și să o ridic așa puțin în sus și apoi mă duc pe lungime. Nu să-mi fac bucle sau ceva de genul, sincer să fiu, nici nu prea îmi ies buclele cu pelea rotativă, cu placa da îmi ies, dacă vreți să vă arăt cum fac eu bucle cu, de fapt cum îmi făceam, pentru că acum nu prea mi-am mai făcut bucle de ceva vreme și când îmi fac ondulator, dar dacă vreți să vedeți cum fac bucle cu placa, lăsați-mi în comentarii, dar cu pelea doar îl usuc și atât și la aranjez. La vârfuri o să-l iau așa și uitați și o să se întoarcă așa în interior. Mie îmi place să-l usuc așa pe interior pentru că, nu știu dacă vedeți, pentru că pe interior, nu știu, mi se pare mie că arată bine. Fai, deci ce lucește. Diferența, nu știu, atunci când îmi usuc părul așa în mod natural, bineînțeles că n-arată așa de aranjat și bine, treaba asta o rezolv cu uleiul de păr, pentru că mi-aplic ulei de păr și da, arată și el aranjat, dar atunci când mi-l usuc pe perie, vreau să vă zic că nu știu, se vede o diferență, e o diferență majoră, adică nu se compară. După cum vedeți, am terminat pe partea asta și acum o să mai iau o bucățică așa din păr. Totuși am luat cam mult. Acum. Bam. Mai iau o bucată de păr. Să iau bucata asta de aici. Acum o să încep să lucrez pe aici, să usuc partea asta și o să procedez așa. Am oprit puțin ca să pot să vorbesc, să mă auziți bine. Opresc puțin aici și țin o secundă, așa, apoi eliberez șuvița, ca să zic așa. Și acum o să fac treaba asta, să-l împart așa. Eu nu pot zic că am așa cărare pe mijloc sau pe stânga sau pe dreapta, de obicei îmi bag mâna în păr destul de des și îl dau așa, îl țin așa mai răvășit, dar de data asta nu știu, adică nu am o anumită direcție în care trebuie să-l usuc ca să-mi stea în direcția aceea, deci nu o să țin cont. Dacă e totul ok și o să iau puțin, o să-mi întorc așa puțin vârfurile. Și ce-mi place să fac e ca apoi să vin așa cu peria la treapta cea mai mică de căldură și să dau așa, să-mi pieptăm cumva tot părul. O să las așa puțin capul în jos. Așa și da.
Cam acesta este rezultatul, cam așa arată părul meu. Să mă întorc puțin ca să-l vedeți și cum arată din spate. Îmi place mult atunci când îl usuc pe perie, pentru că arată de 1000 de ori mai bine decât atunci când îl las să usuce în mod natural, ca să zic așa. Cu toate că peria nu este chiar un lucru sănătos pentru părul nostru, căldura de fapt. Dar da, câteodată mai fac și treaba asta. Cam așa îmi usuc eu părul cu peria rotativă. Da, acesta a fost clipul de astăzi. Vă mulțumesc mult de tot pentru vizionare și ne vedem data viitoare la un nou clip.